scurta ceremonie de Ziua Drapelului Național a debutat cu sfințirea tricolorului la catedrală, slujbă oficiată chiar de înalt preasfinția sa, dr. Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos. Fă-mi să fluture miruitor pe catarg în văzducul sfințenii tale și să ne umbrească patria cu întreitul semn duhovnicesc al celor trei culori. Azurul credinței, soarele nădejdei și văpaia iubirii. Iar pe cei ce se vor uita la el cu cinstire, demnitate și dragoste, umple-i de bucurie și pace. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Apoi întreaga asistență formată din soborul de preoți, autorități locale și gălățeni, în frunte cu garda de onoare, au pornit într-o procesiune până în fața sediului prefecturii, unde evenimentul a continuat. Pentru buna desfășurare a evenimentului, circulația a fost întreruptă pe strada domnească, mai mulți polițiști dirijând circulația pe rute ocolitoare. În fața prefecturii, drapelul a fost mai întâi arborat pe catarg, apoi pe acordurile fanfarei Centrului Cultural Dunărea de Jos, a fost coborât în bernă, iar prefectul a citit hotărârea de guvern privind instituirea zilei de doliu național. Drapelul național este nu numai un simbol al dorinței de libertate, dar și un simbol al solidarității. Al solidarității pe care noi astăzi căutăm să o arătăm cu victimele și cu familiile lor, a celor care suferă după tragicul accident din Muntenegru. La eveniment au fost prezenți și câteva zeci de copii, îmbrăcați în costume populare, însoțiți de educatoare sau de părinți. Majoritatea micuților au participat pentru prima dată la o astfel de ceremonie și au rămas impresionați. Ce sărbătorim azi? Ziua Steagului. Ziua Steagului. România. Da? Și ți-a plăcut ceremonia? Da. Ce sărbătorim astăzi? Ziua Steagului. Ziua Steagului. Cu cine ai venit? Cu bunica. Cu bunica. Și cum ți s-a părut ce ai văzut aici? Cu mașina lui tata. Am mers cu mașina lui tata de poliție. Aoleu, și cum ți s-a părut? A fost frumos? Da. Da, a fost frumos? Da. Te-ai mai urcat într-o mașină de poliție până acum? Da. Da? Tati e polițist? Da. Da? Ai mai fost la așa ceremonie până acum? Nu? Și o să mai vii? Da. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul, roșu, galben și albastru, să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, iar cifra 3 numărul perfect.